Angajează-te online printr-un conținut calitativ. Imagini inovatoare, spoturi publicitare. Testimoniale. Fotografii profesionale de produs. Text, voice-over. Suntem o întreagă echipă care va contura imaginea produsului și a firmei pe care o deții. Plus TV, plusul tău de imagine. Domina Imobiliare, o nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Urmează să vindeți, să cumpărați sau să închiriați un apartament, o casă, un teren, un spațiu comercial sau industrial, echipa Domina Imobiliare vă stă la dispoziție. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! Inspire everywhere. A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Promovează-te online! Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe. Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Click pe întrebare la 1 plus TV. Începem emisiunea noastră cu o veste tristă. Unul dintre cei mai importanți oameni de cultură din județul Gorj s-a stins din viață. Oameni care mă gândeam că în ultima perioadă au fost multe evenimente tragice de felul acesta și doamna profesor Roată, Elena Roată, s-a stins tot la fel, într-un mod neașteptat. Domnul Ion Cepoi, în vârstă de 71 de ani, fostul director al Direcției Județene pentru Conservarea Culturii Tradiționale, s-a stins în urmă cu doar câteva ore în apartamentul său din Târgu Jiu, într-un mod neașteptat. Nimeni nu se gândea că o să se întâmple acest lucru. Condoleanțe familiei, Dumnezeu să-l ierte. Discutăm în această seară despre sportul gorjean cu invitatul nostru, domnul Robert Bălăieț, directorul Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu. Bună seara și bine ai venit! Bună seara, bună seara ție și telespectatorilor voștri! Una caldă, echipa de basket, una rece, echipa de handbal, deși echipa de handbal ne-a oferit satisfacții foarte mari, neașteptate. Mă refer aici la faptul că echipa de basket a scăpat de emoțiile retrogradării după o serie de 3 meciuri cu echipa Steaua București, 3 meciuri câștigate, chiar ultimul meci așa câștigat într-un mod absolut categoric. Ceea ce demonstrează că această echipă începe să, sau a început să prindă, să aibă coeziune, să aibă un joc colectiv, să aibă un joc bun, pentru că erau, au fost meciuri, mi-aduc aminte, în care unii jucători ieșeau la rampă, chiar reușeau să înscrie 30 de puncte sau peste 30 de puncte, dar din păcate
noi pierdeam și probabil că nu era un joc colectiv atunci și acum se pune mai mult accentul pe jocul colectiv. Jucătorii au început să se înțeleagă pe teren, să lege în anumite relații de joc și bineînțeles că și mâna acestui antrenor pe care l-ați adus nu de mult timp la echipă și a spus cuvântul. Te așteptai la 3-0 cu echipa Steaua București? Pentru că tu, cei care cunosc fenomenul și iubitorii de basket nu se gândeau la așa ceva. Oricum Steaua punea favorită în confruntarea aceasta. Da, aș începe cu începutul. Știam atunci când s-a făcut această echipă că s-au adus jucătorii buni. Din păcate ne-a lipsit altceva. Exact cum spuneai, nu s-a reușit să se capaciteze această echipă să unească într-un timp foarte scurt. Au urmat înfrângeri. Înfrângerile tot timpul la lipsă de încredere. Situația se accentua din ce în ce mai tare și atunci în iarnă am hotărât să aducem acest antrenor. Mă bucur foarte mult că a reușit, că am reușit toți împreună, pentru că știam că acești jucători pot să învingă aproape orice echipă din acest campionat. Drept dovadă am condus Sibiu aici cu 20 de puncte la pauză și totuși am pierdut. Exact cum spuneai, s-a lucrat mult mai bine în echipă. Iar dacă pot să spun că am fi început campionatul acum, cred că terminam pe un loc mult mai în față. Sunt bucuros că ne-am îndeplinit obiectivul după acest prim tur eliminatoriu. Nu că nu mă așteptam, mă așteptam să le punem probleme mari Stelei, nu mă așteptam într-adevăr să câștigăm 3-0 așa scurt, dar tot speram că la Steaua să câștigăm măcar un meci și să rezolvăm problema aici la Târgu Jiu, pentru că aici avem un mare avantaj. Avem suporterii de partea noastră care nu ne-au părăsit niciodată și pe această cale vreau să le mulțumesc pentru că au avut răbdare cu noi și atunci, chiar dacă pe final s-a întâmplat la final, i-am mulțumit și noi pentru că putem să le oferim meciuri și anul viitor în Liga, în Superliga. A fost un sezon greu, cu multe zbateri la echipă, destul de multe probleme. Am reușit să schimbăm doi jucători, care unul din ei sigur a fost o mare problemă și o mare greșeală a noastră, care ne-am asumat-o. Și aici vorbim de Agafonov. Acum, ți-am zis, toată lumea m-a întrebat atunci la momentul, am spus că la final o să vorbesc mai multe, pentru că așa e normal, indiferent ce se întâmplă. Era pe final de carieră, nu s-a adaptat modului de lucru de aici, de la Târgu Jiu. Probabil nici nu l-am înțeles, el crezând că este foarte sus, noi foarte jos și uite așa, nu era un tip de vestiar, țin să vă spun. Și atunci am încercat din răsputeri să schimbăm și am reușit asta după aducerea antrenorului. A fost o promisiune că schimb anumiți jucători, am schimbat cei doi jucători. Asta a fost promisiunea mea făcută de el, față de el, atunci când discutam să-l aducem în decembrie, pentru că a venit chiar de Revelion atunci, înainte de Revelion. Și atunci am promis că o să schimb acești doi jucători, o să aducem alții și s-a dovedit o mutare câștigătoare și țin să-l felicit atât pe el cât și staff-ul din jurul lui, care au crezut până în ultima clipă că se poate, cât și jucătorilor, pentru că au prezentat acum la ultimul meci o dezinvoltură de parcă acum a început să campionatul, pentru că bănuiam că au o foame mare de victorii și atunci o să-i spulberăm pe Steaua acasă, aici. Sincer, nu mă așteptam să câștigăm două meciuri la București, dar unul da. Bine, unul s-a decis pe final atunci când... Da, în ultima secundă. Cu aceea aruncare de 3 puncte. Știi cum e, exact cum trebuia să se întâmple ca să avem un final foarte... Nu a fost o aruncare întâmplătoare pentru că a fost o schemă de joc pe ultimele secunde. Meritam, zic eu, aceste evoluții să fie încununate și cu succese. E singurul meci câștigat de când sunt eu aici, de când există această echipă în ultima secundă. Am făcut o dată o egalitate cu Oradea aici la Târgu Jiu, dar am pierdut în prelungiri.
Da, pe nu știu cât de frecvent se întâmplă lucrul acesta, mai ales să câștigi. Nu, și pentru mine e prima dată. Și cu aruncare de 3 puncte, adică e ceva aici, senzațional. Știu că o să vină și viceversa, adică o să pierd odată cu o aruncare în ultima secundă, dar până atunci... Asta e frumusețea basketului. Până atunci ne bucurăm de că ne-am îndeplinit obiectivul, o echipă cu un buget foarte mic, adică cred că Laguna e mai mic al nostru. Și am demonstrat că și prin formatul ăsta de campionat, care ne-a avantajat, să zic așa, dar nu este cel mai corect, am terminat cu deja 18-20 de zile înainte, pur și simplu am terminat. Acum jucăm pentru locurile 11-14, începem imediat, pe 28 mergem la Galați, pe 2 jucăm aici și... Dacă o fi să fie să câștigăm la Galați, să câștigăm și aici, atunci jucăm iarăși pentru locurile 11-12. Dacă pierdem, jucăm pentru 13-14 cu un învinsa din meciul din celălalt. Este destul de complicat așa. Da, se mai joacă pentru clasament, pentru că se va proceda exact ca anul trecut, locul 1, 3, 5 și atunci trebuie să știe toate cum joacă. Finalul subiectiv acum care este? Se claseze cât mai sus, cât... Iau bonusuri tot timpul, n-au luat nicio primă tot anul, tot sezonul de fapt. Da. Când a venit antrenorul le-am promis prime, dar numai dacă ne scăpăm de la retrogradare. Le-au luat, bravo lor, suntem fericiți că putem să le dăm banii pe ce au muncit. Și așa o să facem și acum, de acum acolo, deci bonusurile sunt numai la obținerea obiectivelor. Nu dăm așa o primă, că... La victorie sau la... Când ne îndeplinim obiectivele, o să și le primească. Suntem bine, sper că la anul să fim și mai bine. Mereu am terminat acolo 11, 12, 13. Locurile astea sunt obiectivul nostru, pentru că și bugetul este... Până la urmă o să o răzbim și fără buget foarte mare, zic eu, să putem să ne gândim și la play-off-uri. Da, e destul de complicat, pentru că înainte aveam sprijinul Complexului Energetic Oltenia, acum este decât sprijinul acesta al primăriei Târgu Jiu și a unor oameni de afaceri, a unor sponsori. Suntem, da, eu sunt bucuros că menținem echipa la nivelul ăsta cu ce buget avem și aducem oamenii la sală. I-am și supărat foarte tare la începuturile campionatului. Dar am, cum le spuneam și jucătorilor într-o mini-ședință așa, că ce se întâmplă la final șterge cu buretele tot anul și oamenii o să rămână cu impresia ultimelor jocuri și dacă le fac cum trebuie și reușim să eliminăm Steaua, o să mai ștergem cu buretele așa din meciurile pierdute. Asta nu înseamnă că nu trebuie să învățăm din ce am greșit, pentru că s-a greșit, e clar, la începuturi. Până la urmă, bine că am avut inspirația să schimbăm din mers. Și atunci, acum, la ora asta, finalul este foarte bun. Mulți jucători deja o să plece. Acum au contracte până la jumatea lui mai. Și atunci... Cum vedea, în primul rând, o să am o discuție, am mai avut o discuție cu antrenorul pentru prelungirea contractului. Sper să rămână, pentru că a făcut treabă bună. Vă doriți asta, să rămână? Da, ne dorim, pentru că a făcut treabă bună și el, i-am explicat că și el își va face un nume aici în România, pentru că e un campionat destul de puternic. Și atunci fiecare o să aibă de câștigat. În momentul în care o să fixăm antrenorul pentru anul viitor, o să pornim și campania de recrutări, de achiziții, de jucători și atunci vara o să fie de muncă. Vara asta o să fie de muncă. Câți dintre actualii jucători, câți dintre ei ați reușit să discutați, să își prelungească contractele? Cu nimeni. Cu nimeni, deci... pentru că a fost din scurt, n-aveam ce să discut, pentru că noi eram la retrogradare și atunci n-avea rost să avem discuții preliminare pentru ceva ipotetic. Da. Am rămas ca acum zilele astea să liniștească un pic, le-am dat puțin liber, acum urmează meciurile astea și o să discutăm, ți-am zis, multe
se pot discuta după semnarea antrenorilor, pentru că e normal ca antrenorii să-și facă echipa. Să ai bun cuvânt de spus. Să ai bun cuvânt mare de spus, cum s-a avut și până acum, că doar nu o să-i aduc eu. Da, dar asta când... depinde și de ce putere financiară aveți. Că poate da, ei să... vin cu propunerile, noi spunem dacă putem sau nu, mai reducem, mai... vedem ce facem și până la urmă aducem jucătorii respectivi. Cred că o să ne descurcăm și sezonul următor, așa că nu-mi fac probleme, cum și înainte, chiar dacă m-a apărut sără unele remarci așa răutăcioase, care până la urmă să știi că le accept cu drag, pentru că nu fac decât să te întărească. În ce că, sens? Retrogradăm sigur că una din cele mai slabe echipe. Eu nu cred că a fost cea mai slabă echipă și doar momentele au lipsit ca noi să nu avem mai multe victorii. Pentru că, așa cum spuneai și tu, mereu apăreau la rampă 2-3 jucători cu peste 30 de puncte. Da. Mereu am condus meciuri, am jucat foarte bine 3 sferturi și un sfert, de obicei al treilea, era dezastru. Toate au fost pe muchie, de-aia mă bucur și că am reușit să cădem cu Steaua în acest tur, pentru că toate meciurile cu Steaua au fost la 2-3 puncte diferență. N-au fost, era o echipă care puteam noi să o anihilăm, bineînțeles, dacă nu ne apăram foarte bine și nu era dăruirea asta și unitatea din ultimele meciuri, nu reușeam nici acum. Dar viața merge înainte și mă bucur că s-a întâmplat așa, mă bucur pentru iubitorii basketului, ți-am zis că și la anul vor vedea basket de prima ligă. Rămâne să ținem capul jos și să muncim în continuare să producem mai mult. Până când așteptați un răspuns de la actualul antrenor? La basket este încă foarte devreme. Nu o să stăm foarte mult, am discutat, pentru că nu putem pierde timp. Eu zic că luna asta mai... mai e până pe 18, când la sfârșitul mai când se termină, să avem tot timpul să discutăm, pentru că și el ca și mine stăm toată ziua pe la birou pe acolo și el e tot timpul pe laptop, noi ne facem treburile și nu avem cum să ne evităm și e și un om cu care poți discuta. Cred că până la urmă ne vom înțelege. Dacă nu, asta e, vom găsi altă soluție, cum am găsit de fiecare dată și... sper să fie o alegere bună și să vină și cu sufletul aici, pentru că cred eu că s-a simțit bine la Târgu Jiu și a fost apreciat pentru munca care a făcut-o. Inclusiv de suporteri și de fani, pentru că am auzit și eu discutându-se că a făcut treabă bună și într-adevăr așa e. Și atunci și mulțumirea asta a lui că e iubit aici la Târgu Jiu, a început să fie iubit și că poate să facă mai multă treabă în viitor, având și sprijinul fanilor, este foarte importantă și cred că va înclina un pic și în decizia lui de a rămâne aici. Mă gândesc că poate își fixează și un obiectiv mai îndrăzneț, având în vedere și jocul actual al echipei. Totul se vorbește... Cam așa, poate ne luptam chiar și pentru locurile de play-off. Cu toți antrenorii cu care discuți, cu toți și la handbal, și la basket, și la fotbal, și la orice, când ai prima discuție și atunci când un antrenor răspunde doar salariul care îl vrea, pe mine m-a pierdut, pentru că de obicei întreabă ce buget ai, ce jucători poți să aduci. Ultima dată rămâne salariul antrenorului care zice eu vreau atâta. Deci prima dată un antrenor serios te întreabă ce buget ai și ce obiective vrei. Atunci, de atunci putem discuta. Când îmi spui că vrei direct o anumită sumă de bani, nu mi se pare foarte în regulă. Adică nu te mai interesează nimic, important tu să-ți iei bani. Da. Sper că o să rezolvăm. La handbal am avut o serie de rezultate surprinzătoare pentru toată lumea. Echipa este iubită, eu spuneam chiar că a devenit cumva echipa faniona județului, pentru că atrage și un mare număr de spectatori. Sala este mereu plină la meciurile fetelor de la CSM Târgu Jiu. Rezultatele au fost pe măsură, clasarea de asemenea a fost în clasament, vorbind de un campionat
foarte puternic, probabil că unul dintre cele mai puternice campionate ale lumii, cu campioane mondiale, campioane olimpice care evoluează în campionatul nostru. Dar în ultima parte rezultatele nu au mai fost așa de bune. Acum mă gândesc chiar și la meciul trecut cu, sau înainte de confruntarea cu cei de la Craiova, la Vâlcea, unde au pierdut foarte, foarte greu jucătoarele noastre. Mă gândesc că poate este vorba și de oarecare oboseală după atâtea meciuri cu un efort fizic destul de, da, de mare. Noi, tot așa, trebuie să încep cu începuturile. Este o echipă înființată în 2019 din copile de 16-17 ani. Ne făcusem atunci un plan, mă tot repet, poate cineva se uită pentru prima dată și mă tot repet. Ne făcusem un plan așa ca în 4 ani, 5 ani să ne facem și noi o echipă să promovăm. A fost să fie că sezonul 2021-2022 a adus această promovare și toată lumea din lumea handbalului, chiar din de aici, din localitate, de la noi, spunea că suntem nebuni, că ne băgăm așa cu capul înainte, pentru că o să ne întoarcem în 3 secunde ca toate celelalte echipe cu câte un punct, poate nu batem pe nimeni și atunci o să pierdeți mult din imagine, din... Nu ne interesează foarte mult imaginea, suntem oameni tineri și care vrem să facem performanță cu cât avem și atunci ne-am băgat direct cu capul înainte în această luptă și am zis de ce nu, am ajuns aici, hai să încercăm să scăpăm din primul an, să nu retrogradăm și atunci vedem ce vom face anii următori. Pentru că și acolo au și fost publicate, cred că pe undeva, bugetele, cu toate că la noi pusă seara mai mult. Suntem cod așa... ultimul loc? Da. Nu, pe ultimul, pe penultimul și acolo. Dar cu... Cred că avantajul a fost, cel mai mare avantaj a fost că ați avut aportul sau v-ați bazat pe un staff cu experiență, adică jucători cu experiență care a jucat și în echipa națională cu Enache, Andrieș și antrenorul al nostru de aici și Târgu Jiu. Dacă îi întrebi, o să le spună că tot așa, că au fost nebuni, că s-au băgat în chestia asta, pentru că știau ce ne așteaptă. Dar am zis toți împreună, pentru că deciziile le luăm toți împreună, ca o adevărată echipă și atunci am zis hai să ne băgăm. Și am început să căutăm jucătoare, n-am luat super vedete de undeva, am luat jucătoare normale, care am avut încredere în ele, în caracterul lor, dar din păcate n-am avut bani să luăm foarte multe. Yeah. Și atunci, exact ce spuneai tu, am câștigat niște meciuri incredibile. Dacă mă puneai la începutul campionatului să-mi spui că fac 22 de puncte cu 5-6 etape înainte, eram sceptic. Dar s-a întâmplat frumos, am câștigat și publicul. Și publicul dorește mai mult, că așa e. Da, da, știm și asta, reversul. Pentru că acum publicul se așteaptă să câștigăm, da, orice meci. Eu le-am spus jucătorilor. Și fetele au arătat că sunt capabile de asta. Mă gândesc și la meciul cu CSM, da, că a fost pierdut așa. Gândește-te că am jucat în 7, 8, 9 jucătoare și accidentările și toată oboseala asta și pentru că e o muncă imensă. În această perioadă, plus accidentările, au contat foarte tare. Pur și simplu sunt stoarse. Trebuie să recunoaștem și noi că poate ne-am văzut dinainte cu multe puncte și poate au lăsat-o mai moale. Sportul de obicei te pedepsește atunci când faci aceste lucruri și pierzi. Pentru că noi suntem o echipă modestă, trebuie să spun, adică cu un buget mic, care nu avem jucătoare din nu știu ce naționale și aduse din Franța cu sume nu știu cât. Și suntem o echipă de luptă, de muncă. Aveți și noastră câteva jucătoare de naționale. Mă gândesc la Portăriță, la Pavlovici. Nu, e doar Pavlovici. Portărița, care este apără la echipa națională a Bulgariei, nu? Nu, nu. Numai? Nu merge, nu. Și nu știu, ca jucătoarea pe care ați semnat dacă evoluează
cu daneza, nu? Da, da, era atunci la momentul respectiv. Era. Da, da, da. Nu vreau să vorbesc de ce o să vină. Azi doar declarațiile, da, care au semnat. Acum îți dai seama că o să mai, o să mai, mai avem jucătoare în, în vizor, dar tot așa trebuie să așteptăm să vedem ce, ce iau cei mari și ce rămâne să luăm noi. E clar, trebuie să avem și atunci trebuie să avem, să avem șansă de o alegere bună, măcar 75-80%, un procent din ăsta, pentru că nu poți să nimeri tot ce aduci foarte bun. Noi cam, cam avut norocul ăsta din alegeri bune și sper că și la anul să fie la fel. Mai avem meciuri de disputat, încă nu suntem scăpați de baraj. Mai avem un meci foarte greu la Baia Mare, un meci acasă cu Galați pe care vreau să-l câștigăm sigur ca să stăm liniștiți că nu, nu avem probleme. Dar în mare măsură obiectivul cam acolo ne așteptam, chiar dacă cu mai puține puncte, pentru că n-am crezut că și celălalt o să câștige, pentru că anii trecuți erau cu 5-6 victorii, erai la baraj. Două echipe nu băteau pe nimeni, dar acum n-a mai fost decât o singură echipă, pentru că toți ne băgaseră pe noi cu Galațiu, că nu facem niciun punct și am încurcat anumite calcule ale acestor echipe, pentru că nu, trebuie să spunem că nu avem nici prieteni în ligă. Una e să joci ani de zile și să te cunoști cu toate echipele, cu antrenori, cu conducători, și una e să vii tu nou promovată de la Târgu Jiu, care n-ai avut niciodată în viața asta vreo echipă în ligă de, de fete. Da. Și toată lumea a râs, îți dai seama. Vin și Târgu Jiu să vină pe aici, să pleacă în 3 secunde înapoi. Uite că ne-am comportat bine, mai e și calificarea asta în, de excepție, zic, în Final Four, da, unde nu ai nimic de pierdut, pur și simplu le-am spus trebuie să meargă să se distreze, să joace cu zâmbetul pe buze, pentru că sunt convins că ajunse acolo, nu o să mai fie meciul cu Craiova, care a fost azi, sau cu Zalău, sau la Vâlcea. O să dea totul, cât de stors ai fi, când ai meciuri de asemenea importanță, te regenerezi cumva și dai totul. O să vedem ce va fi pe 20-21 mai la Bistriță. Din câte știu, cea mai mare parte dintre jucătoarele de bază vor rămâne în continuare și în următorul sezon. Da, semnat nucleul de bază rămâne, da, 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 mai aducem, mai schimbăm 3-4, chiar 5 jucătoare față de anul trecut, pentru că ți-am zis, am stat în foarte puține jucătoare care au jucat. Și să fie un lot de valoare cam apropiată ca să Exact, pentru că campionatul e lung, este un sport foarte dur. Basketul e o glumă față de, de handball. Da, poate cred că și fotbalul e. Da, 100%. Da, ce am văzut, deci după fiecare meci a fost... Și am avut multe probleme. Da, acum s-au adunat toate. Și Gabriel are probleme, și Pușcaș a avut probleme. Ira nu mai zic nimic, că mâine se operează, Doamne ajută să fie bine și să refacă cât mai repede, pentru că avem nevoie de ea și în sezonul viitor, ea având contract cu noi. Cred că undeva prin noiembrie, de-abia prin noiembrie o să fie deci aptă. Deci o să piardă și începutul de... Da, 100%. O să piardă mult timp. Mâine se va opera, sper să fie ok. Ținem pumnii să fie, da, să fie bine. Asta a fost... Am povestit... Am putea și să povesti foarte mult. S-a accidentat la, la ultimul meci de acasă. S-a accidentat la ultimul meci, dar lumea nu știe că ea nu s-a antrenat o săptămână înainte de ultimul meci cu o pneumonie care nu putea să dea randamentul de 100%. Au avut Pușcaș venise după o lună jumătate de stat. Este normal să te sufoci și să nu poți să dai din picioare. Adică noi le știm valoarea lor. Nu putem să le condamnăm că un meci au jucat prost sau două sau trei, pentru că au jucat 10 bune și au adus bucurie în sufletele noastre și în ale suporterilor, și atunci nu poți la primul eșec, chiar dacă te enervezi foarte tare, pentru că se ceartă ele singură, crede-mă. Sunt supărate ele însă și când ajung acasă că au pierdut meciul. Nu e simplu așa să... Suntem alături de ele și mergem mai departe, pentru că împreună am făcut aceste rezultate și împreună le și mergem și la înfrângere. Adică
Nu căutăm să aruncăm așa. Da, important e să fie susținute și de suporteri în special. Și de... Au fost. Lumea știe cum e. Nu cred că s-au supărat așa de tare. Nu. Sper să nu, da. Pentru că i-am obișnuit cu meciuri bune și câștigate și na, mai pierzi. Lumea trebuie să știe că e o diferență enormă între bugete. Vin cu jucătoare de calibru, au și pe bancă jucătoare de calibru. Le este mult mai simplu. Dar noi, cu dorința care am avut-o, cu ambiția care am dat dovadă această echipă, care este una din cele mai rele acasă considerate, adică arțăgoasă, da, care da, se agață de orice minge, probabil că și asta a plăcut foarte mult publicului, ne-a dus unde suntem la ora asta. Lumea trebuie să înțeleagă că dăm tot ce putem, atâta putem la momentul ăsta. E și un imn cunoscut, și la bine și la greu, așa că trebuie să fie da, aproape noi de, sigur o să fim. Da. De echipă. Nu, asta nu au fost probleme, spiritul au fost aplaudate și după înfrângeri, asta e, am pierdut meciuri, altele o să le câștigăm, mergem mai departe. Important e că oamenii au unde să vină. Vin să, da, e sala plină. Și la basket, și la handball a fost, da, a fost da, plin. 1000 de oameni mereu la meciuri. Nu pot decât să mă bucure. Inclusiv la, să știi că și la juniori vin cu sutele. Așa că am văzut niște meciuri de handball, sute de oameni la juniori. Vorbeai de buget. Pe anul, în sezonul acesta care va veni, tot la fel, vom fi pe ultimul sau penultimul loc la... Ei, nu știu, acum nu știu ce... La bugetului veți primi mai mulți bani de la... Mereu, nu am făcut... Da, nu poți să știi dacă ești pe ultimul loc, pentru că nu poți să știi ce fac ceilalți. Da. Uite, cum ne-am pomenit anul trecut, că Rapidul, o echipă de ultimul loc... a avut bugetul 1,5 milioane la basket, adică și-a luat niște jucători chiar cu 25.000 pe lună, cu toate că n-am jucat deloc, cred că, jucătorul ăla. Dar și-a luat jucători foarte importanți. Adică te poți trezi peste noapte cu echipe care, în care se injectează așa o... să faci o infuzie de capital de... nu mai știi și nu poți să faci niciun calcul. Asta de obicei le vezi în perioada de achiziții, în funcție de ce jucători ia, și îți dai seama că dacă ia 5-6 jucători de sau jucătoare de mare valoare, atunci e clar că bugetul lor este foarte bun. Da. Cu bugetul, cum cred? Va fi mai bine decât sezonul trecut? Nu, vom fi la fel. A, la fel. Nu ați reușit să mai atrageți sponsor? Suntem la fel pentru că chiar dacă bugetul a crescut, au crescut și celelalte cheltuieli. Da, de asta mă gândeam. Că au crescut toate, a crescut numărul de juniori din echipele noastre. Numai anul ăsta, numai din sezonul ăsta, sunt peste 250 de copii licențiați în plus față de sezonul trecut. Din vară, o să mai avem încă vreo 150 în plus. Deci o să ajungem pe undeva la 600 de legitimați participanți în campionate organizate, adică nu joacă în curtea școlii. La ora asta sunt 5 echipe de fotbal care activează în campionatele județene, vor fi la anul 5 plus 2 de republicani A și B, de 7 echipe de juniori care săptămână de săptămână se deplasează sau joacă acasă, transport, masă, care sunt cheltuieli. La handball la fel. 4-5 echipe participante în campionatul național. La basket la fel, avem o echipă de fete și 3 de băieți care participă la fel. La anul va mai crește. Punem foarte mult accent pe acest copii pentru că va veni momentul să crească. Suntem i-am luat pe la 13 ani, acum au făcut deja 16. O să vezi fete minunate la handball la anul și îți promit pe această cale că chiar o să le vedeți pe teren debutând. La echipa mare, da? La echipa mare, da. Chiar dacă nu vor fi jucători de bază, o să vedeți niște jucătoare foarte, foarte bune, care au fost crescute aici. Sunt 3-4 jucătoare foarte bune, cu toate că sunt foarte mici, au 16 ani acum, unele nici împliniți. La anul cred că se va face și 99% se va face și o echipă de tineret la obligatoriu la handball feminin, adică toate echipele de Superliga să aibă și echipă de tineret și atunci toate aceste fete, plus că ne vom mai trebui pentru că area de selecție este foarte mică,
liceul cu program sportiv încă este mai jos la vârstă, nu au jucătoare și va trebui să ne descurcăm cu cele noastre care le avem 7, 8, 9 jucătoare, mai completăm și pe acolo cu de pe la LPS cu vreo 2. Și atunci o să mai aducem 2-3 jucătoare tinere și o să facem această echipă de tinere, din care cred eu că într-un an, doi o să vedeți, sper să dea Dumnezeu să fim tot acolo sus, în această Superligă, pentru că ar fi, a fost ceva inedit, foarte frumos și ar fi păcat să le luăm acestor oameni bucuria asta de a veni la meciuri și de a vedea cele mai bune echipe, până la urmă, din lume. Cu baza materială, știu că era o problemă și vă doreați încă o sală de sport. Mă doresc și acum. Încă n-am reușit să pun o cărămidă, dar eu o să insist tot timpul, pentru că deja la junior este praf, sunt foarte multe grupe, după cum știi, școala a un anumit orar, termină orele pe la 6-7, toți vor să întâlneze de la ora 7. Având 10 grupe de copii sau 11 sau 12, nu poți să le bagi în 3 săli în care facem noi. Și asta mulțumită oamenilor de acolo, Litovoi, spun economic, și Tudor, care ne-au sprijinit foarte tare. Și ne pregătim după terminarea orelor lor în acele săli. La anul o să fie mai mulți, o să mai vină și cei de la CSS, normal, că și ei trebuie să se antreneze undeva. Da. Și în maxim, zic, sezonul următor va fi dezastru. Adică, eu spun asta de un an și ceva. Poate nimeni nu s-a așteptat să ne extindem așa de mult la copii și juniori, dar să știi că merge treaba foarte bine acolo. Sunt bucurător că și, își doresc să facă mișcare. Și avem ce mai... trebuie să le oferim condiții bune. Nu putem să-i trimitem să facă antrenamente în săli care nu sunt adecvate, pentru că riscă accidentări, da, riscă tot felul de... Și atunci răspundem și noi și ne norocim și pe copiii aia. Păi ce soluție ați avea? Că mă gândesc că o sală nici măcar nu s-a proiectat acolo. Vă doreați chiar în incintă acolo pe fostul amplasamentul. Asta e singura soluție. Nu știu, să se găsească soluții. Mai aducem și noi 2-3 sponsori. Acolo este perfect, pentru că poți să organizezi turnee, poți să organizezi orice. Da. Este un loc care stă liber și acolo ar fi perfect de o sală. Nu ne trebuie o sală cât asta de mare, trebuie o sală cu maxim 300 de suporteri, măcar copiii să joace meciurile acolo, unii și în sala cealaltă, că au jucat în polivalentă, dar să aibă o podea bună, căldură și să se antreneze în condiții normale. Cred că până la urmă se va rezolva. Se găsește o soluție. Da. Sponsorii au mai venit, vor rămâne aceiași lângă dumneavoastră, și-au manifestat și alții interesul? Ba da, să știi că și-au manifestat odată cu promovarea echipei de handball, să știi că au venit mai mulți. Eu cred că va fi bine. E important aportul lor? Este. Este important. Este important. Orice aport este important. Da. Normal. Mă rog, oamenii de afaceri din Gors, de obicei așa mai strângi la buzunar. Acum nu știu dacă chiar e adevărat impresia asta pe care o am eu sau... Nu, dar acum nu pot să... Noi suntem un oraș foarte mare, foarte mare, iar... Pe unii înțeleg, nu le place sportul. Asta da, asta e normal, da. Poți să dea la cultură, poți să duc la teatru, da. Nu știu. Poți să sponsorizezi orice. Bine ar fi să dai ceva înapoi din ce faci. Că așa cam e. Care e suma? Ne poți spune așa? Nu care pot contribuie? Să spun acum. Suma totală care contribuie pe sezon? Nu pot să spun, pentru că sezonul încă nu s-a încheiat și la final îți dai seama un bilanț, să zic așa, nu știu, am făcut 100.000, 200.000, nu știu. De lei sau de euro. A, de euro. Da. Dar noi mai facem banii noștri. 200.000 de euro e... Noi mai facem banii noștri din bilete, din... Uite, mai pleacă un jucător, mai iei ceva pe el. Da? Ați reușit să și transferați? La... Păi am reușit din greșeală, pot să spun. Cine? Da, au fost niște cazuri atipice așa la basket. Eu l-am trecut în contract anumite... Clauze. Clauze, că dacă pleacă în timpul campionatului să plătească bani. Uh-huh. Unul a venit, mi-aduc aminte, luasem un pivot acum
Carl Dillon, care l-a pusesem în sezonul trecut, la început, el a fost prima noastră opțiune, a venit, a stat o săptămână și a spus că se lasă. N-aveam ce să-i facă, n-aveam cum să-l opresc. Și eu am zis ok, și-a plătit omul biletul de avion, nu a plătit clubul nimic, am reziliat contractul și mi-am trecut acolo în contract că dacă va mai juca în Europa, că la el acasă putea să joace, trebuie să plătească o anumită sumă de bani. În iară ne-am trezit cu bani în cont că omul a vrut să joace iară. Da. Adică chestii din astea. Au mai plecat două copile, grile de transfer care sunt fixe, date de federație, adică nu există negociere așa... La handball sau? La basket. A, la basket. Da. Transferăm și la basket, fete. Da, din echipa lui Rai, care a jucat foarte bine anul acesta, a fost la turneul final. Din păcate n-am obținut o medalie, a fost locul 4 pe țară, un rezultat foarte bun. Da, uit de ei, că uite, ne luăm cu... Ți-am zis, ar fi de vorbit ore în șir. Da, da. De obicei, noi acordăm atenția mai mult echipelor de seniori, echipelor care reprezintă, până la urmă, și clubul la cel mai înalt nivel în primele ligi. Trebuie să te întreb și de sportul rege, pentru că lipsește, se simte lipsa în județul nostru a unei echipe care să fie cumva continuatoarea fost echipe Pandurii Târgu Jiu, pentru că în sufletul multora a rămas această echipă. Iar vedem că echipa aceasta care joacă în Liga a doua pe stadionul municipal din Târgu Jiu nu se bucură de suportul sau de sprijinul foarte multor suporteri. L-am avut aici în studio și pe domnul Prunariu, invitat, am discutat ceva și pe tema aceasta și am mărturisit că ați avut ceva discuții pentru a, și chiar spuneați că aveți un obiectiv de a realiza o formație, să începeți cu ea de jos din Liga Județeană, de la județ, așa cum se începe în mod normal, și chiar discutam de tradiția asta a fotbalului care trebuie dusă mai departe și că clubul acesta pe care îl conduce domnul Prunariu are brandul acesta, nume Pandurii Târgu Jiu, Pandurii. Iar o colaborare cu acest club ar fi benefic și pentru sportul gurgean în general și pentru iubitorii de fotbal. Eu cred că o să aibă, dacă se joace și în divizia C sau poate în divizia B, o să aibă foarte mult. Eu sunt convins că va fi orice. Încă ce am început noi, nu vreau să mă laud eu sau echipa mea de oameni de acolo, dar n-a fost proiect să-l începem și să nu reușim să-l terminăm. Trebuie să avem puțină răbdare. Trebuie să avem puțină răbdare, să se liniștească și puțin apele, pentru că a fost un întreg scandal așa cu Pandurii, cu... Nu vorbesc de cealaltă echipă, care într-adevăr are suporteri cât am eu, mai puțin la junior, la handball. E clar, oamenii vor rămâne cu sufletul și cu inima, măcar generațiile astea care au prins anii aceștia foarte buni, ultimii din 2005 până în, nu mai știu, am 2017 s-a retăcut. Au fost ani minunați cu niște performanțe incredibile și atunci au crescut generații. E clar că o renaștere a echipei sub un nume ca și Pandurii, asociat cu altceva sau nu știu, va fi un succes, dar trebuie să cei care o să pornim acest, sau o să pornească acest proiect, trebuie să fie foarte atenți, să plece de la niște baze bune, de la organizarea foarte bună și să nu trebuie lăsa nimic la voia întâmplării, pentru că sunt convins că suporterii vor fi alături de acest nume și atunci ești obligat să te duci repede spre Liga a doua măcar, pentru că oamenii sunt obișnuiți cu alte performanțe și nu o să te accepte niciodată să stai într-o mediocritate de Liga a patra sau a treia. Și atunci când pornești aceste proiecte, trebuie să fii, în primul rând, sigur că ai finanțarea potrivită. Ori acum, la momentul respectiv, nu sunt așa sigur că putem să ne băgăm noi, CSM-ul, într-un asemenea proiect. Mi-ar fi foarte simplu să îmi fac o echipă în vară și să promovez în Liga a treia.
Nu, da, până în Liga 3 mă gândesc că mai sunt vreo 2 ani de nu? Sau, păi ca nu, să ajungi în Liga 3. Te înscrii în vara asta în Liga 4 și în 2024 ești în Liga 3. Un an de zile, da, în Liga 2 ani, 3 ani, mă rog. Păi da, dar dacă n-ai toate proiectele astea pornite așa dintr-o dată și pe vorbe doar sau promisiuni s-au stins tot timpul. Până nu va exista, vor exista mai mulți oameni să fie acolo alături, într-o asociere, nu știu cum, pentru că nu vreau eu să fiu... Trebuie să asocieze clar și Consiliul Județean și să intre în aceste... să-și pună oameni, adică nu... Deci fotbalul mai și aduce bani. Aduc academiile, aduc o echipă care încep să fie măcar Liga a doua, pentru că n-ai ce să produci, să fii prin Liga a patra sau... Da, poți să producă o academie... Un club bine juniorii aceștia care cred la CSM, nu e păcat să pierde? Păi ei mei sunt mici, da, ei mei sunt mici, au 15 ani. Peste cât, 2-3 ani? Da, le vor trebui o echipă de... Joacă la prima ligă, parcă 16 ani la Hagi. Nu spun, e posibil să fie în vara asta, e posibil să fie în vara următoare. Aș da niște răspunsuri. La ora actuală, da, încă nu sunt convins că... E totul cum trebuie. Pentru că ți-am zis, trebuie să ne băgăm într-o chestie care știm că o rezolvăm și o ducem până la cap. Nu o duci un an, doi și te împădmulești acolo. Așa văd lucrurile, costuri, așa le vede mai mulți. Costurile ar fi mult mai mari sau cât ar însemna ca cheltuieli cu... Nu sunt foarte mari să promovezi în Liga 3. În Liga 3 undeva la 400.000. Păi știu că sunt și primării mai mici care au, din Gorj, care au la Cărbuleștiul, care are Liga 3-a. Ah. Da. Bine, e important ce vrei să faci în Liga 3-a. Ți-am zis, având denumirea asta, dacă va fi, te obligă cumva lumea, să... E clar, n-ai cum să stai acolo, să nu spui... Mediocru acolo și să... Să nu spui în plan să promovezi imediat, adică să te menții în Liga 3-a, n-ar fi mari cheltuieli. Ca să promovezi, bine, au fost exemple cu Reșița, când a avut un buget de 1 milion și n-a promovat. Asta nu înseamnă totul. Din Liga 3-a. Nu înseamnă totul, e clar, nu înseamnă totul. Dar nici nu poți cu salarii de Liga 3-a de 10-12 milioane să promovezi, crede-mă. Da. Adică e posibil un asemenea proiect, important să se discute. De la cine mă așteptați răspunsurile? La ce factori? Factorii autorități sau aștept Alin, la firme? Știi că n-am vorbit niciodată lucruri care nu sunt sigur de ele. Ne vom întâlni odată probabil și îți vei spune s-a făcut sau nu s-a făcut. Și atunci îți vei spune și din ce cauză nu s-a făcut sau din ce cauză s-a făcut. Da, mă gândesc că și actualul primar tot din lumea asta vine, că a fost arbitru. Nu. Primăria 100% vrea. Nu. Primăria 100%. Nu e nicio problemă. Da, da. Pentru că, ți-am zis, în primii 2 ani n-ar fi mari sume. Adică cu... Domn primarie, am zis că vă așteaptă să vă înscrieți. Vedem. Da, vedem. Da, chiar am avut și eu o discuție cu dânsul și am discutat ceva. Vedem. Da. Bine, cred că primăria ar trebui lăsată singură în toată chestiunea aceasta, că, așa cum spuneai și tu, au început să prindă, în special la juniori, sunt sute de sportivi pe care aveți legitimați. Încă o dată sună. Totul în funcție de ce se va întâmpla cu numele acela de care poate pomâneam. Pentru că dacă voi porni singur, și o să o fac și pe asta dacă văd că nu se întâmplă nimic, e clar ce CSM Târgu Jiu nu va putea niciodată să meargă mai mult de... Să zic, cum Liga a treia. Mă gândeam că poate faceți înființați și o asociație unde părinții copiilor să doneze acei, știți că e acel 2% din, sau cât, din impozit. Da, m-am ferit pe care de aceste asociații. Pe care poți să sprijine clubul cu o anumită sumă. Sprijine și altfel. Părinții? Cum? Da, pot să-și facă ei o asociație dacă vor să o facă, adică nu vreau să fiu implicat în tot felul de asociații. Nu, suporterii. Suporterii, asociația suporterilor, da. Nu ne băgăm noi în asemenea... Oricine poate să facă. Și atunci, da, strângem banii, sponsorizăm
o secție, nu știu, o echipă, două, ce vor. Nu, toți banii se duc exact unde trebuie. Adică dacă vine cineva și dă Dinamo, nu? Dacă vine cineva și dă 1000 de lei și zice că vrea să-i dea la box lui Gănănău, acolo se duc. Da. Nu se duc la basket sau la fotbal sau la handbal. Se duc cu destinația clar, unde vrea omul, acolo se duc. Da. Ne oprim aici. Mulțumesc pentru participare și succes și în continuare. Domnilor și domnilor, ne revedem mâine seară.